Dacă l-aveți până la Cornel acolo, ce mai mult? Care e mult mai autorizat ca mine din toate punctele de vedere. Vreți să stați liniștit? Serbiul ăsta și câștiga ca antrenor. Da, o să vedem puțin mai târziu imagini de la cel 4-1, rămas celebru după gestul cu prosopul. Domnule Borcea, nu puteam să vă lăsăm liniștit. A fost un gest cu prosopul la adresa lui Copos, zona Rapidului. La adresa lui Copos, ce am luat acolo, ce... Am schimbat costumul după meciul ăla. Cu toții. Tot timpul. Tot da, dar vă aduc aminte că titlul nu s-a luat în anul ăla. Da, nu s-a luat. Depinde ce preferați, victorii dintre astea spectaculoase sau titlul. Titlul fără victoriile astea spectaculoase nu... N-are niciun farmec. N-are niciun farmec. Domnul Borcea, a spus 2-0 înainte de Steaua Dinamo, acum spuneți 3-1? Da, un câștigan în Giulești. Și de la... ați nimerit și marcatorii pe la Steaua Dinamo. Acum, cine dă golul Rapidului? Tot un dinamovist? Păi, nu mă interesează de Rapid. Păi vine mă întrebați de Dinamo. La Dinamo nu v-ați obișnuit în ultimul timp pe Nendiu. Avem mare credere în ei și sigur își vă face datoria și în Giulești. V-ați exprimat îngrijorarea că dacă domnul Copos va face până la urmă acea acțiune cu ecranul gigant și cu suporterii lângă stadion, vor putea ieși evenimente de stradă. După părerea dumneavoastră, unde mai este oprirea spectatorului? Este ceva mult mai periculos ca spectatorii în stadion. Gândiți-vă să ai 6.000, 7.000 de oameni care stau, care nu poți să-i controlezi, nu poți să-i monitorizezi, n-ai niciun control asupra lor. Și ați încercat să vorbiți cu Rapidul, să, nu știu, să ia măsuri, dacă totuși se face treaba asta? Domnul Moraru, noi am pierdut un campionat anul trecut, am jucat 4 meciuri fără spectatori și n-am câștigat niciun. Am încercat și noi să punem pe stadionul Victoria, vă dați seama, o distanță mult mai mare. Da. Și nu ni s-a dat voie. Ne-au trimis pe Exim, dacă vă aduceți aminte. Da. Deci este imposibil. Rapidul și domnul Copos nu caută decât să pună bine acum cu suporterii, să justifice neputința lor și nevoința lor de a juca pe un stadion cu 40.000 de spectatori în tribune pe Lia Manoliu, unde ne pusesem de comun acord ambele echipe. No, eu cred, iartă-mă, Cristică, eu cred că a fost o propunere mai mult decât civilizată și logică pe care a făcut-o Dinamo, ca să juca cu spectatori, probabil ca și o lecție pentru cei care închid cu atâta vehemență porțile și lasă spectatori, acestea mii de spectatori nevinovați în afară, era foarte normal să se joace pe 20 august, toată lumea avea de câștigat pe Național sau pe Liama Nenor, cum vreți să-i spun. Astăzi, la special, a intervenit și domnul Mircea Lucescu și, întrebat fiind de colega mea Ioana Cosma, ce ar fi făcut, ce ar fi preferat, a spus că ar fi preferat să joace pe Stadionul Național cu toate echipele. Domnul Volcea, tradiționale. Când ați câștigat titlul, v-ați vopsit părul, acum văd că aveți uniforma cu sacoul ăla roșu. Când o să intrați în ligă, ce pregătiți? Nu e o uniformă, este chiar un costum care stă foarte bine. Iar Cristi, nouă uniformă la Dinamo. Cristi este conducătorul cel mai important executiv pe care l-am avut. Și de fiecare dată trebuie să vă gândiți că el este unul din cei mai teribili suporteri care a avut de Dinamo. Și de multe ori lucrurile acestea pot fi considerate mici excese. El a făcut progrese deosebite în ultimul timp, așa că nu-i mai inspirați alte idei, le are din ce în ce în ultima perioadă mai bune. Păi vroiam să le aflăm și noi din timp. Nu, în orice caz, nu o să mai vedeți vopsit, este destul de calculat, destul de la locul lui. Chiar și chestia aceea cu dansul cu Shakira, a avut dezlegare la dans, cum era dezlegare la mâncare, că era sâmbătă mare. Da. Dacă o să fie dezlegare, ce ați visat în legătură cu finala ligii? Păi, sunați-l și pe Berlusconi să nu se mai agite. Dacă e Manchester Chelsea. El se agită oricum. Un om la jur la 70 de ani se agită, sunt ultimele sforțări. Sau rugați-l pe domnul Becali să-i spună, că văd că relațiile sunt mai strânse. Pentru noi cel mai important este să terminăm cât mai repede acest... Păi și unde mai era adrenalina, unde mai scriați și voi, unde mai făceați emisiuni? Mulțumesc foarte mult, domnule Borcea. Da. Mulțumesc. Apropo, unde o să se adune 50.000 de spartani? Aveți un loc unde... Da, bineînțeles, la
nu v-am spus, facem ca... Toate la timpul lor, Cristi, nu da nimic din în regia spectacolului deocamdată. O să vedem la timpul, corect, când vom sărbători. Mulțumesc foarte mult, domnule Borcea, și multă baftă în derby. Ne întoarcem în câteva momente, vom vedea și imagini de la...